se va reloca. Dacă nu se va găsi un loc, biserica aceea nu va dispărea. Cine are curaj să desfințeze o biserică cu atâția noriași? Provizoriu, să dea un loc neprovizoriu, în vecinătate. Ce va transmite? Asta așteptăm. Asta? Tot timpul a fost vorba de relocare, nu de altceva. De ani de zile e vorba de relocare, până se relochează, este o comunitate acolo care s-a format și are nevoie de asistență religioasă. Pe plan mondial, n-are dreptul nimeni să oprească manifestarea religioasă a unor enoriași. Cum să ceară dărâmarea? Cine are curaj să o execute? Dar nu cred că are cineva curajul să dărâme biserica. Eu cred că preoții vor sta în biserică, să văd, vor dărâma peste ei biserica.